puțin peștii, deoarece am făcut mai multe modificări. Tămâile am schimbat apa. Aici le vedeți pe Sky, care se cam ascunde de mine. Nu știu de ce, dar după cum îi vedeți, i-a căzut coada la un moment dat. Habar n-am de ce. Și acum a început să-i crească din nou. Dar nu știu de ce a căzut coada, n-am nicio idee. Acum, mai mult pentru ce am făcut acest videoclip, este să vă arăt că mi-am luat o femelă beta. În septembrie mi-ar plăcea și mi-aș dori să facă pui cu Sky. Este în acest bol mare, am pus în bolul mare. Numai că tot vine pe aici și se uită în acvariul lui Sky. Adică nu o văd acum unde este, uitați, este chiar aici. Acum eu am apărut acele două șminke, tocmai am schimbat în acest bol. Și așa îi se schimbă ei, am observat când îi se schimbă mediul. Dar ea este albastră, capul negru și înotătoarele și coada roșii. Uitați-o, ce Sky. Și aici este ea, o cheamă Lia. Iar pe beauty am mutat-o în acest bol mai mic. A murit din păcate până să filmez acest videoclip. A murit Rose, dar am rămas cu beauty. Nu știu de ce în filmare, pare foarte mic acest bol. Dar nu este chiar deloc mic. I-am pus acolo o corăbioară care am luat-o ieri când am luat-o pe Lia. Acum am 3 pești și sper să trăiască tot. Vă dăm tata cu următorul video. Pa!